Un jandarm din Tulcea a ajuns în comă la spital după ce a încercat să imobilizeze un individ. Jandarmul împreună cu 3 polițiști urmau să-l ducă pe bărbat la închisoare după ce acesta fusese condamnat definitiv într-un dosar, se pare, pentru proxenetism. În clipa în care au încercat să-l rețină, suspectul, aflat la volan, a demarat în trombă și l-a lovit pe jandarm. Sabrina Preda, colega mea, are detalii. Sabrina, bună ziua! Ce s-a întâmplat de fapt mai departe? Bun găsit, Mihaela. Jandarmul a rămas inconștient pe drumul pe care încerca să-l oprească pe bărbat. De îndată a venit o ambulanță care l-a transportat la Spitalul Județean din Brăila, însă apoi el a fost transportat în București, în capitală, pentru îngrijiri medicale mai amănunțite, mai exact la Spitalul Bagdasar Arseni. Ceea ce vreau să vă spun este că șoferul care era căutat pentru a fi dus în fața procurorului este încă liber. Sunt mai multe filtre de poliție în toată țara care încearcă să-l găsească pe acest bărbat. Vreau să vă spun că nu este primul ofițer care este lovit, care pățește așa ceva în misiune. Ne putem aminti de cazul din 2015, din vara lui 2015, când Gheorghe Ionescu, zis Dulăul, a murit după ce a încercat să oprească un bărbat de origine turcă chiar în capitală și a fost luat pe capota mașinii. Vreau să vă mai spun că despre acest jandarm știm că urma să se căsătorească pe data de 2 septembrie, iar soția lui este gravidă. Mihaela?